zala, dragii mei stupari. Ele trebuie să iasă mâine seară. E da la lalant, iasă mai mulce. Când faceți pentru voi, faceți cât mai puține botche treceți. Cu cât îți mai puține, cu atâta îți mai calitativi. Cu cât îți mai mulce, cu atâta nu. Bine, în starter, de când să cresc, atunci poți să crești câte 40, 30, 40 odată. Dar aia e care se ocupă cu creșterea mătchilor. Dar pentru voi, uite ce faină, botcă ideală crescută. Nici prea mari nu-s bune, dar nici prea mici. Din asta iasă matcă ca mândrulia. Acum eu nu știu cum să vege că nu am prămări să mă filmeze. Și am pus camera pe stativ și să sper că iasă bine. Acum am un problem. 25 de nucleuri se stoce pline de mătchi care le-am dat drumul, care trebuie să se părăchească, să fie părăchice până vineri. Și atunci așa vreo 3 zile au să șadă în ladă. Am făcut mătchi nepărăchice și mai mulce decât ce trebuie. Și acum trebuie mai să le și captez. Iar acum le-am pus. Pentru că nu mi-e sigur, dar nu-i mai matcă așa sau îi. Oauă, nu mai am văzut. Dar puie cine mai este. Și de-aia le blendez așa. E, și cu asta mi-s gata aici. Până nu le-am pus în haneman, am avut ani și ani de rândul năcați, mai ales la floarea soarelui, că m-au făcut șară pe ele. E acum, văzând de la stupari mari, care v-au făcut cu haneman, am încercat și eu și am reușit. Eu văd mult să-i se acomodez în stilul meu, lățile mele, dar îi bine. E acum, mai să vă arăt o bancă de mătchi care le țin. Dacă reușesc mai din ele ceva să părăchez, dacă nu-i musai să fac alții. Ele nu-i bine să bătrânească. Să spune o matcă tineră trebuie cât 2-3 zile până la 4. După o săptămână, 2 își pierd asta. E, aici am avut un stup care o schimba matca. Și acum eu am dat să îi dau mătchi și nu au vrut să primească. Și acum eu așa mătchi ce le-am strâns, am vreo câteva și de înroit. Și tot ce le-am pus aici, le-am spânzurat,
casă, le am la rezervă. Dar cam prea mult ce am făcut de rezervă. E aici, cred că auziți matca cum cântă. Și acum să încerc să văd ce e aici. Auziți cum cântă? Acum așa o reușit. Eu gândesc că e. Ce trebuie? Trebuie să le scot botchile. Că dacă nu le scot botchile, mai se bagă printre în botcă și nu mai iasă. Și atunci îmi face o omor. Și acum uite ce fac. Asta o ieșit aici. Aici am făcut, uite ce, surprins, trist, preșe. Dar hai să vă arăt un lucru. Uite, pot că le unge prinse mai mulce. Că nu sunt așa de lungi ca și când... Uite asta, sopă gata aici. Și acum eu caut să o scot. Acum, pentru așa mie, m-ar mai fi trebuit aici, băi, 20 de nucleu să se fac. N-am s-o fac atât ce să fac. Trebuie păzit puțin. Uite botchile așa. Na, nu sunt ele mici, numai nu sunt ca așa alea care s-o, le-au făcut numai 5. Și așa sunt mătchi, na, destul de bune. Nu sunt ca așa alea selectace, da, râs. Și acum, când... Mă uit aici, ele trebuie să aibă cât de cât lăpcișor. Asta cam luăm mâncat. Nu este așa de mult. De-aia am spus și de așa de mic. Și mi se pare că asta, eu nu mai știu acum, că am probit, dar totuși cred că asta numai o dată botchile puse, nu spuse de două ori, adică la tura asta îs numai odată să zice la Billy. De-aia așa de mic. Și uite, matca tot o mâncat din el, e tot o lins. E, iacă, aici una. Ia ca aici o matcă care a murit. Ceva ori văzut-o ele, nu e rând și a murit. Care totdeauna întreabă stupare, ai cine, care mătchi-s mai bune și care... Ale mai bune mătchi îți dă schimbare liniștit. Aia face familia care vrea să schimbe matca două, trei botche și ale mai bune. Din ce cauză? Din ce cauză? Din cauză că crescuce numai două, trei botche, însrănice la maxim și însrănice
cânte și matca în lată. E, numai din păcate alea face, eu am la 50 de stup dacă mi se întâmplă la 1-2 să-mi facă. Pe baza la mătchile alea nu pot rămâne. Al doilea lucru, ale mei bune mătchi sunt mătchi din roit. Stuparea e mare, cu suce de stup. Nu-și permit să facă mătchi din roit ca să stie tot prin pomi, prin crengi, să strângă roiul. Și ei fug la asta, la o stupină mai mică, de 20 până la 50 de stupi, zbunie și mătchile de roit. Dar veci mai la mult nu se poate. Trebuie să fugă de așa. Eu pot să spun că eu dacă prind și mătchi de roit, eu îmi fac vreo 10 și din mătchi de roit. Mi-mi place și mătchile alea, stare bune, stare bune. Da, ia că anul trecut și că am făcut din mătchi de roit, anul ăsta am avut numai un singur roi. Așa că nu-i pericol. Al treilea care îl practic și eu, sunt mătchile făcute din săgiri artificiale care le fac eu. Alea stare bune din cauza că îți alegi stupul din care vrei să pui. Nu mă mai deprinde și de familia care o ai acasă de trântori. E bine acolo unde părăchești, mătchile să ai stup iară buni și să faci numai de trântori. Eu pot să spun că am acasă niște familii care anume le-am lăsat și văd că au fost destul de bune și la alea nu le-am tăiat trântorii ca să se părăchească cât de cât din familie iară bune. Mătchile așa iară pot să spun na, că îs ale mai bune ar fi dacă ar fi în sămânțace artificial cu trântori iară de familii bune, atunci ai mai bine. De-aia poate să se însămânțeze cu trânturi din familie rău și mai atât poate să fie de bună, așa iară nu-i calitativă. Părăchitul de e mare lucru. Ale mai rele mătchi sunt mătchile forțace. De-alea pot să spun că nu las nici cum. Eu fac de tare mulți ani mătchi. Și mi-s mulțumit cu ele. Așa, din păcate, mătchile așa și le am aici, nu o să mi le trebă toce din cauza că o să bătrânească în stup. Ia că așa numai acum, dacă rămâne vreunul fără matcă, vreun nucleu, să-i dau mintun să nu. Ale și musai și vi le-am arătat să le părăchesc, că alea tare, tare bune. Așa, ale tura cu o dată, ați văzut prăbotche că îs mult mai mici. Așa că care va contra la transfasarea dublă, care va spun că e mai bine numai o dată din cauza la lăpcișor, eu totuși spun că e bine de două ori.